Are început școala, dar nu pentru toată lumea. După 2 săptămâni de vacanță forțată în Mehedinți, unitățile de învățământ și-au reluat activitatea în funcție de rata de vaccinare. Deși anumite localități din județul nostru sunt în scenariul verde, cursurile se desfășoară tot în online. Reînceperea cursurilor în format fizic a fost un moment mult așteptat de către elevi, părinți și cadre didactice. Însă, condiția anunțată de autorități privind reluarea activității de astăzi pentru școli, grădinițe și licee este ca cel puțin 60% din personalul angajat în aceste unități să fie vaccinat. Au venit copiii la școală, sunt școli care s-au deschis pentru cursurile fizice, în condiții în care Ministerul Educației împreună cu Ministerul Sănătății au emis un ordin prin care au considerat că dacă 60% din personal nu este vaccinat, atunci școlile rămân în sistemul online. Dacă depășesc acest procent de 60%, școlile se deschid în format fizic. Acum, la nivel național, sunt fel și fel de situații și la nivel local sunt grădinițe multe care nu și-au putut relua cursurile, vă dați seama, acolo copiii sunt mici, părinții n-au unde să-i ducă, n-au unde să-i lase. Sunt destule probleme pe care le-au creat. Aceste condiții, spun eu, ilegale și neconforme cu situația actuală. Adică nu văd de unde au scos acest procent de 60% cadre vaccinate. Într-o unitate de învățământ, cadre didactice sunt puține, indiferent cât am avea. Una de 1500 de elevi are 120 de cadre didactice. În condițiile astea, cât pericol prezintă 120 raportat la 1500? Deși s-a dovedit de-a lungul timpului faptul că și cei vaccinați pot transmite boala mai departe, se cere cu orice preț vaccinarea profesorilor. Eu zic că testarea este cea mai bună metodă. Adică, dom'le, se testează copii, profesori, toată lumea, la testare să asigure persoane care să poată să facă testarea, că dacă stă profesor să facă testarea, atunci eu nu știu când fac ce orele, trebuie să găsească formule care să fie viabile, care să permită igienizarea, portarea măștii, sunt destule forme de astea igienico-sanitare care permit într-adevăr să blocăm răspândirea acestui virus. Dar partea cu ponderea, să știți, toate cadrele de acestea sunt nemulțumite și vaccinați și nevaccinați, da? Sunt nemulțumite de luarea acestei decizii. Cel vaccinat spune, din cauza celui nevaccinat nu se poate începe școala, părintele reclamă și spune, domnule, dar vaccinați-vă toți ca să putem începe școala. Deci vedeți câte anomalii, câte tensiuni au fost date de către oameni irresponsabili, Ministrul Educației, Ministrul Sănătății, Guvern și toți ceilalți politicieni care, atunci când n-au soluții, plasează lucrurile astea în teritoriu și creează tensiuni între oameni. Tensiuni care, vedeți și dumneavoastră, se revăd, pe care noi le trăim, noi le simțim, noi simțim presiunea, iar dumnealor stau bine mersi acolo în fotolii, călduțe și n-au nicio problemă. În județul Mehedinți sunt localități în scenariul verde, dar din cauza condiției puse de autorități, școlile nu și-au putut relua activitatea. Corect este să existe aceste măsuri igienico-sanitare peste tot. Corect era ca, așa cum a fost emis ordinul la 1 septembrie, domnule, se ajunge la 6 la mie, se închide școala, se trece în sistemul online. Da? Avem unități de învățământ, n-am consultat în județ, dar avem unități de învățământ în care scenariul este verde. Adică sunt zero infestați acolo. Nu poate să înceapă școala în format fizic, că nu s-au vaccinat profesori. Deci eu nu văd, păi, dar dacă nu este nimeni bolnav în comunitatea respectivă, cum Dumnezeu să nu înceapă școala? Adică mi se pare o absurditate. Oamenii ăștia nu au gândit. Iertați-mi poate impoliteția, însă Ministrul Educației n-a gândit cu capul aici. Iar am văzut un comunicat al elevilor care au spus că dumneavoastră trebuie să facă niște analize psihologice mai mult și chiar recomandau să găsească formule care să arate oameni sănătoși când iau asemenea măsuri. De asemenea, la apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice, auxiliare sau nedidactice, acestea au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ, care va informa Direcția de Sănătate Publică. În urma anchetei epidemiologice, se va stabili care sunt contactii direcției acestora și se va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul grupei, clasei sau unității de învățământ.